Bună seara și bine v-am găsit! Sunteți la TV Buzău, la A Patra Putere. Discutăm pentru a nu știu câte ore despre problemele de la Transbus. De această dată este vorba tot de un raport al Camerei de Conturi Buzău, însă nu se referă la primele, la salariile nesimțite pe care și le-a dat directorul Transbus Ștefan Jercan și care au fost ilegale din punctul de vedere al Camerei de Conturi, și pentru care acum dă lunar o rată acolo, știți cum e. Că dacă era în francez, era nasoală treaba, mai nasoală ca să elvețien. Elvețien, da? Ca să mă exprim mai popular. Domnul Jercan ar fi avut mari probleme. Dar acum dă așa, că până când, până la pensie, foarte mulți ani. Deci o să fie săracul, dă vreo 200 de lei pe lună, ca să ajungă la vreo 500 de milioane de lei, poate și mai mult. Spuneam că e vorba tot de un raport al Camerei de Conturi, însă cu privire la eficientizarea activității transportului public local, asta pentru ca să fie economie la această societate și să nu iasă mereu pe minus la final de an. Pentru această discuție îl avem invitat în studioul nostru pe domnul Ion Barbu, fost consilier local. Bună seara, bine ați revenit. Bună seara, bine v-am găsit. Bun, vă surprinde că apare iar din zona Camerei de Conturi o problemă la Transbus? Nu mă surprinde. Toate societățile, și am mai spus lucrul ăsta, subordonate primăriei municipiului Buzău, au probleme majore de ani buni. Problema Transbusului era sesizabilă de încă din 2009-2010 vis-a-vis de modul în care își gestionează veniturile și era clar că la un moment dat cineva va atrage un semnal de alarmă, mai ales că an la rând justificările care veneau din partea celor care conduc primăria vis-a-vis de modul în care se acoperă cheltuielile din bugetul acestei societăți, acele justificări mie mi s-au părut întotdeauna niște justificări de nesusținut din punct de vedere legal. Și iată că acum Camera de Conturi vine și prezintă un document care, din câte am înțeles de la dumneavoastră, mâine va fi prezentat spre informare Consiliului Local. Dar sunt convins că atâta timp cât despre rapoartele sau vis-a-vis de rapoartele prezentate anterior, Camera de Conturi a avut grijă să facă și pașii următori. Sper ca și de această dată Camera de Conturi, și sunt convins că așa va face, va determina pe de o parte autoritatea locală, adică primăria municipiului Buzău, să îndeplinească aceste măsuri, iar dacă nu, va merge, va face pasul următor să sesizeze organele de anchetă în așa fel încât să se găsească într-adevăr răspuns la ce se întâmplă acolo. Dumneavoastră mi-ați spus mai devreme o parte din acest conținut al acestui raport și sunt lucruri care nu vreau să mă laud, dar eu știți că am sesizat prin 2011, la începutul anului, când a fost prezentat acest buget. Și când se discuta, când eu am întrebat cum se justifică, cum se acoperă partea din cheltuielile cu transportul pensionarilor din bugetul local, cineva, adică secretarul primăriei, mi-a dat un răspuns pe care la vremea aia eu nu l-am înțeles. Am rămas stupefiat. Ăla nu era un răspuns dat de un jurist, un om care trebuie să pună în aplicare legea, ci mai degrabă de cineva care ne-am întâlnit la colț de stradă și cu care m-am întâlnit la colț de stradă și care am avut o discuție în particular. Așa părea răspunsul la vremea aia. Iată că acum Camera de Conturi spune altceva. Bun, haideți să vedem concret ce spune Camera de Conturi în raportul de audit al performanței privind eficacitatea serviciului public de transport urban de persoane din perspectiva principiilor de economicitate și eficiență în perioada 2010-2013. Că poate să întreabă la un domnul, dar ce treabă are Camera de Conturi să amestece în politica Transbus, dacă nu vorbim de bani sau de efectiv de contract, domnule, cum s-au dat salariile, dacă și-a mai dat domnul Jercan prime sau alte nereguli descoperite în cadrul verificărilor anterioare. Da? Aici e vorba de, iată, și zice, principii de economicitate și eficiență. Domne, lucrurile astea, o politică de transport urban poate să vicieze bugetul local.
dacă primăria are o relație greșită cu Transbus sau are o finanțare greșită, dacă Transbus e de la un an la altul în pierdere, da? Așa cum se întâmplă la nivelul Buzăului, e bine, trebuie să intervină o entitate și aceasta fiind cazul de față, Camera de Conturi, cea care spune în felul următor. Prin raportul de audit al performanței s-au formulat recomandări pentru îmbunătățirea activității de transport urban de persoane, recomandări pe care le-a transmis către primărie. Și precizăm, ca să fie de la bun început înțeles, faptul că în decembrie 2014, atunci când a fost încheiat acest raport, a avut loc o întâlnire de conciliere cu cei de la primărie, urmare căreia, spun cei de la Camera de Conturi, nu au rămas aspecte în divergență. Deci toate lucrurile astea înțeleg eu că au fost asumate de primărie și că vor fi reglate pe parcurs, termenul fiind în aprilie, dacă nu mă înșel, anul acesta, să fie făcute aceste modificări. Bun, prima recomandare. Revizuirea autorizațiilor de traseu acordate operatorilor privați și anularea acelora care nu întrunesc condițiile legale de acordare. Da? Deci Camera de Conturi spune, domne, ia uitați-vă, mai uitați-vă pe autorizațiile de traseu de la privați, adică vorbim de cei cu microbuze, cu maxi-taxi, și să fie anulate cele care nu întrunesc condițiile. Asta eu ce înțeleg, domnul Baru, că există așa ceva? Sigur că da. Nu? Pe de o parte, când s-a făcut controlul acesta financiar contabil și s-au constatat o groază de neajunsuri vis-a-vis de modul în care se realizează bugetul acestei societăți, zic pe de o parte, dar pe de altă parte și după discuția care a fost purtată cu reprezentanții primăriei, din ce înțeleg eu, s-au pus cap la cap niște lucruri. Și atunci, pe de o parte, cei de la Camera de Conturi au spus, doamne, aveți o problemă, nu este eficientă societatea, da? De ce nu este eficientă? Pe de o parte, pentru că anumite trasee se suprapun, periodicitatea transportului în comun, adică cursele de transportul în comun au o anumită periodicitate care este mult mai mare față de transportul acesta privat. Și clar că de aici dumneavoastră aveți o problemă, primăria. Nu puteți niciodată să aduceți bani bugetului atât societății cât și bugetului primăriei, pentru că noi sesizăm că e o problemă. O problemă? Nu de zile, domnule. Cei cu microbuzele încalecă pe cei de la Transbus. Categoric. Deci, la un moment dat, echivoc. Da, deci, categoric. Și discuții au fost ani la rând. Ani la rând pe tema asta. Da. Nimeni nu a spus, domnule, nu este adevărat. Toată lumea a recunoscut, mă refer la cei care erau factori și sunt factori de decizie. Deci toată lumea a recunoscut că e o problemă, dar nimeni nu a mișcat un pai, un deget, să spună, da, trebuie să luăm măsuri pentru că nu putem să suportăm la nesfârșit cheltuielile care, până la urmă, sunt ale societății. Transportul local trebuie să funcționeze, nu numai că trebuie să funcționeze, el trebuie să fie și la nivelul cerințelor actuale, atât în ceea ce privește calitatea transportului, a acestui serviciu, cât și în ceea ce privește pașii următori, că nu poți să rămâi la un nivel. Trebuie să-ți întărești, să crești baza materială, să o dezvolți, să poți să asiguri din ce în ce un transport mai civilizat. La cerințele care vin periodic, permanent. Lucrurile astea la Buzău nu se întâmplă. A trebuit să vină acum Camera de Conturi și să spună, domnule, vedeți că și noi sesizăm că voi, de fapt, nu vă îndepliniți niciun indicator acolo. Absolut niciun indicator. Dar discutăm despre criterii de performanță la o societate care aparține primăriei. Ce criterii de performanță? Criteriile de performanță în baza cărora sunt date niște prime, domne, pe acolo. Da, în 2012, când s-a aprobat bugetul acestor societăți, eu m-am uitat în ianuarie, martie, nu mai știu când s-a aprobat bugetele, cred că în martie, și am sesizat că toate societățile subordonate direct primăriei, de fapt directorii acestor, primeau aceeași primă, 12 salarii primă anuală. De acord, niciun fel de problemă, dar m-am uitat și la criteriile de performanță, pentru că acest cu director sau toți directorii acestor societăți care sunt subordonate primă, nu sunt prin concurs. Din păcate, la vremea au fost puși politic, una și al doilea, ei lor li s-au pus în spate, că așa prevede legea, niște criterii de performanță și în funcție de aceste criterii de performanță nu primesc prime, primesc indemnizația.
Nu vorbesc de prime, alea nici nu se discută. Dacă tu nu realizezi, și am citit la ședința aia... Dar toți au realizat, domnule. Am citit la ședința aia criterii de performanță la Transbuz, și nu mai știu la care societate, dar la Transbuz în mod special, și am zis, văd aici 560 de milioane sau ceva în genul ăsta primă, atunci. De unde vine? Domnul Ciolacu, care era la vremea aia viceprimar, mi-a spus, nu, vedeți că aveți, este în orare, domnul Barbu, nu este direct prima directă, este... Sunt primele Consiliul Director. Mai citesc o dată. Am mai citit eu o dată. Nu, era primă care era acordată. Numai pentru. Exact. Atunci, bineînțeles, presa a sesizat, a scris foarte tare, foarte apăsat zilele următoare ședinței respective și la un moment dat vine și Camera de Conturi. Atunci, foarte repede, și a sesizat că, de fapt, toate acele prime erau date ilegal, încălcându-se prevederile legii vis-a-vis de criterii de performanță al unui manager de genul ăsta. E încă un mesaj de la Camera de Conturi pentru cei de la primărie, apropo de managementul de acolo, de la Transbus. Până atunci, și spunea și dumneavoastră, apropo de trasee, da? Camera de Conturi zice așa, că ar trebui să fie stabilit pentru operatorii privați, să fie stabilite trasee distincte față de traseele deja concesionate societății Transbus. Adică, bă, să nu aibă aceea stație, să nu să aibă stație. Bă, în unele zone se poate face chestia asta și chiar, nu știu dacă întâmplător sau nu. E recomandat. E recomandabil. Dar în multe situații se oprește în același loc. Da, și nu numai că se oprește în același loc. Dacă într-un timp exista un anumit respect față de transportul acesta public, în sensul că autobuzul parca clar, intra în zona aceea de stație, ceilalți trăgeau stânga-dreapta și chiar erau discuții și dispute. Treptat ce cei care au interese, că indiferent cine mi-ar spune, mie nu mă poate convinge, sunt interese aici și sunt interese mari din moment ce tolerăm de ani de zile transportul ăsta privat, care nu corespunde normelor. Deci nu discutăm așa, domnule, un transport care are îndeplinite toate condițiile legale. Nu. Deci nu corespunde. Și atunci erau în perioada aceea discuții în ceea ce privește stația. De acum este exact invers. Pentru că și eu am fost la un moment dat amenințat de un șofer. Așa. Te iei de mine, domnule. Păi dacă știi dumneata al cui auto maxi taxi ăsta? N-am întrebat, că bănuiesc că mi-ar fi spus omul, dar n-am vrut să întreb. Da. Și atunci am tăcut, mi-am văzut de drum, i-am zis că și el are niște obligații în trafic, dar așa s-a ajuns. Transportul privat a fost sponsor în campanie electorală, a fost cel care a primat împotriva transportului în comun, fapt care a dus la o situație contabilă sau economico-financiară a acestei societăți strigătoare la cer. Dacă vom discuta până la urmă, până la sfârșitul acestei emisiuni, și de cum se acoperă cheltuielile acestei societăți, cât sunt ele de mari, cum se cuantifică, de ce dacă nu are venituri până la urmă societatea, nu răspunde într-un fel, prin conducere. Da, mi s-a spus că am nimerit cel mai bun manager. Da, cel mai tare, cel mai valabil. O altă problemă ridicată de Camera de Conturi în acest raport, revizuirea, și aici e un lucru interesant, și apropo de bani și cum se finanțează, revizuirea de către Consiliul Local a hotărârilor prin care s-au acordat gratuități pensionarilor și elevilor pentru a se stabili modalitatea de calcul a subvenției conform dispozițiilor legale, respectiv serviciile prestate să fie justificate cu documente legale de transport. Corect. Da. Adică noi ce avem acolo? Un haos? Adică, da. Cum? E haos. Haos pentru că... Camera zice să fie justificate cu documente legale de transport. Categoric. Adică nu se justifică. Am întrebat și eu, domnul secretar, oare cum e posibil să nu avem o evidență? Care sunt banii, sumele care le dăm anual? Păi da, ele sunt în quantumul diferenței dintre veniturile și cheltuielile care se realizează. Păi și reprezintă, din ce știu eu, vreo 90% reprezintă mai degrabă partea care revine de la primărie, din bugetul primăriei, pentru a acoperi cheltuielile societății, și doar vreo 10% sunt bani realizați din transportul local. Bun, și atunci cât înseamnă de aici
Pentru pensionari, la momentul ăla, că după aia au venit elevii și de fapt de asta s-a și creat discuția, că trebuie mai întâi să vedem. Da, domnule, și întreb și eu, care este suma care se alocă anual pentru transportul pensionarilor? Nu știm câți pensionari sunt? Ba da. Păi și atunci... Nu toți merg cu, da. Și la elevi la fel. Exact. Mai ales, sunt orașe, deci de putem, nu știm noi, că nu suntem toți foarte deștepți așa. Și primăria, din păcate, demonstrează că n-are oameni care vor. De competență, sper să nu discutăm. Adică eu cred că sunt competenți, dar nu vor. Nu știi oare câți pensionari sunt, nu știi ce fac alte orașe unde le-au dat tot felul de sisteme, nu cu doar cu arătatul legitimației, că la nu e un document. Poți să montezi în autobuz un aparat care să-ți măsoare numărul de călători care au băgat acolo un card ceva care l-ai dat pensionarului. Pensionarul să deplaseze cu cardul ăla și cardul ăla să fie o unitate de măsură pentru ziua respectivă, pentru luna respectivă, pentru anul respectiv. În așa fel încât la sfârșitul anului să știi câți pensionari au circulat cu transportul local și pentru care noi decontăm, că avem obligația să o facem, în baza hotărârii de Consiliu Local și asta cere și Camera de Conturi. Să știm exact câți pensionari merg și care sunt sumele care deci să se cuantifice cantitatea sau numărul de pensionari care s-au deplasat. Da, nu există niciun control în legătură. Nu e niciun control. Asta. Adică vine pensionarul, zice că doar nu-l contabilizează în casătoarea. Da. Adică, domnule, e pensionar. Da. Și, câți pensionari au intrat astăzi da. În autobus? Discuția. Câți elevi au intrat? Nu, da. Și clar că Camera de Conturi a sesizat acest lucru tocmai pentru că atunci când s-a discutat, domnule, de ce aveți așa probleme cu transportul ăsta, pentru că noi o acoperim din bugetul primăriei partea care nu se realizează prin veniturile transportului local. Păi cât înseamnă asta? Păi în funcție de ce ne prezintă la sfârșitul anului conducerea Transbus. Păi da, dar dacă eu îmi trec o primă anuală de 560 de milioane eu, Consiliul de Administrație mai are fiecare, m-am uitat eu acum pe avere, n-am vrut să le mai aduc să creăm o discuție, să văd ce are fiecare și de unde le fi având. Ne puneam niște întrebări, că nu putem să acuzăm oamenii, dar ne puneam niște întrebări. E, n-am vrut să mai fac lucrul ăsta, că până la urmă zic, nu ăsta era scopul emisiunii noastre de astăzi, să vedem ce și cum. Dar acolo sunt mai precizat și niște, exact, sunt niște organizații majorate. Da. Niște oameni în costi. Așa, mai venim și cu cei care sunt reprezentanții primăriei în Consiliul de Administrație și care onor noi acum vreo un an le-am mărit acolo în Consiliul Local indemnizațiile alea de ședință. Că nu poate să-mi spună mie ba, cineva vă dați seama ce, efort. Ce activitate are un Prodigios. Reprezentant al primăriei în Consiliul de Administrație. Că dacă ar fi avut... E stres mare acolo în Consiliu. Domnul secretar care e acolo șeful la, sau unul dintre șefii din Consiliul de Administrație n-ar fi permis la vremea aceea să se întâmple, sau la Urbis, pardon, nu-i la domnul secretar, la Urbis, nu-i la Transport. Da. N-ar fi permis să se întâmple ce se întâmplă la aceste societăți. Deci, sunt atât de mulți oameni plătiți degeaba în conducerea acestei societăți. Nu aducem nici venituri la bugetul local sau bugetul societății și la sfârșitul da, anului. Ați văzut, și apropo de asta, ați văzut, întrebare retorică, vreo măsură luată de Consiliul ăsta de Administrație privind eficientizarea transportului public local? Da, nu știu doar atât că la un moment dat s-au făcut niște restructurări acolo cu niște ani în urmă, mă rog, justificate, nejustificate, criticabile sau care nu, dar... Vorbind de acele disponibilizări, da. Despre care spunea Camera de Conturi că au fost făcute ilegal. Da, 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 da. Și să dea banul înapoi... Ce, da. Pentru că unora... Exact. Să dea banul transbus înapoi pentru că i-a dat afară degeaba. Păi, da. Adică ilegal. Desfacerea contractului. Exact. Da. Măsurile astea? Păi astea da. Care se făceau, păi, dacă nu-ți convine despre mine. Exact. Ba, dacă nu ai vorbit ceva de mine... Da. Păi te dau afară, că eu sunt jercan, sunt exact. Directorul. Și culmea este că acești oameni, acest director, este acolo în funcție de foarte mulți ani, în condițiile în care am avut odată o discuție pe alt post de televiziune despre transportul local Buzău-Focșani. La Focșani, societatea nu primește niciun leu de la primărie. Vai, săraca, și cum se descurcă, domnule? Și are... și mai multe autobuze decât la Buzău, no. Sunt și mai eficiente și
erau foarte, eu, cum eram eu, contrariat, cum Dumnezeu reușiți, ei era, dar și voi de ce nu reușiți? Bine, noi avem niște interese la Buzău, pe care ei nu le au pe latura asta, că sunt și la interese, clar, că sunt vizibile, dar pe latura asta nu au. Acum nu știu noi pe ce latură nu avem, că discutam de nenumărate ori, dacă luăm rapoartele Camerei de Conturi, vedem că la OATM, Unitatea Administrativă Teritorială a Municipiului Buzău, este un jaf ca în Codru. Și nu o spun eu, o spune raportul Camerei de Conturi. Când discută de ce Matra Paslâcuri, ce cheltuieli făcute ilegal în perioada anilor din 2009, de când s-a ocupat Camera de Conturi să controleze mai abitir așa, până mai prin 2014, s-au găsit la toate unitățile subordonate primăriei mari, mari probleme vis-a-vis de respectarea legii. Ei, discutăm noi aici despre modul cum își face treaba Consiliul de Administrație acestei societăți, despre modul în care primăria se ocupă de această societate. De ce ar avea vreun interes cineva din primărie să facă eficient transportul local? Domnule, nu. Eu cred că e blestemată societatea asta. Știți că a început așa cu afacerea Mitsubishi, da, a domnului Burada, da, o mare afacere din, da, asta. Deci are așa un noroc transbus să nu parte de oameni care să facă treaba. Da. În 2011, mare bucurie, s-au alocat nu știu câte sute de milioane de lei noi pentru achiziționarea 10 autobuze. Scrie presa vreo câteva luni după care unde sunt autobuzele? Exact. Vine anul următor domnul primar și ne spune, știți, nu mai achiziționăm pentru că între timp a crescut prețul. Alții ce spun în țară? Dom'le, noi le-am luat second hand și sunt foarte bune. Eu, dacă aș fost primar, a doua zi mergeam împreună cu un viceprimar și cu un specialist, că nu mă puteam duce, nu cu jercan, categorii, dar cu un specialist mă duceam în orașul ăla și să văd, băi, voi cum faceți? Cum ați reușit? Și pentru că mă durea sufletul că vedeam că în Buzău nu reușesc. Dar mă întreb tot eu, pentru că am vrut chiar să vin și eu, tot așa, m-am uitat în seara asta, să văd cum a evoluat chestia asta cu autobuzele. Și am văzut încercări, după aia nu mai mers mai departe din el motive. Între timp s-au supărat unii după la Maxi Taxi, știți? Păi da. Pe ce face? Păi da. Ce faceți? Să faceți curățenie printre noi? Și dacă faceți... Păi noi ce, noi mai afișăm, mai lipim afișe pe Maxi Taxi? Da, așa, și dacă ar fi numai asta, cu lipitul afișelor, dar nu... Așa, și atunci m-am gândit, păi stai mă, cum să achiziționeze autobuze? Pentru că nu ne-am fi permis să avem un oraș atât de frumos în 2014, când am investit 84 de milioane de lei noi în panseluțe, s-a zis verzi, așa, da. Suntem după București, am depășit orașele mari. Adică, pe noi, că doar avem față, nu? Ne-am permis că avem buget. Timișoara nu. Și a permis doar 900 de mii de lei. Nu, noi 84 de milioane. Clujul nu și-a permis nici măcar 1 milion de lei. Dar noi, 84 de milioane, păi dar cine mai e ca noi? Din păcate, nici Buzău nu arată, n-am văzut atât de bine, multe... Bine, acum să și recunosc, totuși în parcul Crân s-au făcut niște amenajări frumoase, avea un parc marghiloman bine la fonduri europene, păi, arată destul de bine. Vorbeam de bugetul ăsta, da, și aș fi buget... așa, ori fac una, ori fac alta. Numai da. M-am angajat de prea multe ori ca să nu rezolv o problemă. Aia majoră, transportul local. Dar e clar că cineva mi-a zis, mă, nu fi fraier, lasă-i așa să latre, să urle. Pentru că tot de la mine vin banii în campanii electorale. Nu vin de la cei care sunt, până la urmă, și urlă pentru transportul local. Vin banii de la noi, ăștia care avem transportul ăsta privat local. Și acum, în perioada asta, eu... aș acuza transportul local pentru epidemia de gripă. Da, pentru că dacă nu te urci în maxi-taxi, nu te îmbolnăvești. Dacă te urci în maxi-taxi, n-ai cum, că ești acolo, unul între altul la 6 dimineața, să nu îți tușească cineva în gură. E, și în autobuze un pic înghesuie. Autobuzele... mai aerisite un pic. Ele sunt mai aerisite și circulă... Se duc ele foarte mult dimineața. Da. Dimineața, eu vă spun că sunt unul de cei care circulă cu maxi-taxi. În ultima perioadă nu mai fac pentru că chiar mi-e frică. Bun, o să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim și o să mai punctăm câteva din recomandările celor de la Camera de Conturi pentru
activitatea transvos. Da, am revenit la a doua parte a emisiunii noastre în care discutăm despre un raport al Camerei de Conturi în legătură cu activitatea societății de transport public local, vorba de Transbus. Reamintim, în studioul nostru se află Ion Barbu, fost consilier local, și discutam în prima parte câteva din aspectele sesizate de Camera de Conturi, vorba de mai multe recomandări pe care primăria și le-a însușit. Și până, ia să dăm și termenul exact, domnul Baro, până la data de 30 aprilie trebuie să dispună implementarea recomandărilor de la Camera de Conturi. Municipalitatea trebuie să facă lucrul acesta și după aceea să comunice măsurile luate după deci, ce au trebuie fost așa, nu? Stabilirea unor alte trasee pentru mijloace de transport în private. Privați, pentru una. Privați, da. Al doilea, găsirea unor soluții pentru ca... cei care merg gratuit, pensionari plus elevi, să fie cuantificată cheltuiala cu aceste persoane, prin găsirea unor soluții... documente justificative. Exact. Prezentate la sfârșitul anului. Și mai ar fi de discutat ce mai era în josul paginii, adică ce spuneați mai devreme dumneavoastră, că ar trebui societatea să găsească soluții. Așa cum a scris în contractul de concesionare, care l-a făcut acum vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, da. În așa fel încât ce s-a stabilit în acel program să ducă la îndeplinire. Adică să facă societatea eficientă. Și sunt acolo, într-adevăr, stabilite câteva măsuri, printre care, știu, mi-aduc aminte că era prinsă și acea măsură, majorarea prețului biletului pentru transportul în comun. Asta în situația cerută de altfel de Camera de Conturi, aceea de a face societatea eficientă. De asemenea, ați mai citit dumneavoastră mai devreme, să se găsească traseele pentru transportul în comun care să fie făcut cu cheltuieli mai mici. Cele mai mici costuri. Exact. Asta ce înseamnă? Că în anumite zone unde se creează o problemă în trafic și unde se stă foarte mult în zone respective, să cauți să eviți zona aia, în așa fel încât să nu mai stai cu autobuzul minute în șir să consumi carburant acolo. Aici ar fi o problemă practică, dar ne-am întâlnit mărimea acestor autobuze. Da. Nu poți să le bagi deci, pe oriunde. Un oraș ca Buzău are o mare problemă. Nimeni, cred, nu-și dorește, dacă eu mi-aș exprima acum, ar chiar înjura lumea, când aș spune, domnule, uite aici în centru, că s-a aglomerat foarte mult la biserica din centru, lângă piață, trebuie găsit o soluție acolo, pentru că acolo avem o problemă. Mai avem alte probleme și chiar în piața Daciei, pe unde intrăm cu autobuzele pe zone respective și unde se stă la semafor foarte mult. În unele situații te zici că te lovește ăla, dacă stai pe trotuar, te lovește cu autobuzul când virează așa. Exact. Exact. Am pățit-o. Aici la Baia Comunală. Te ferești, adică exact. Nu... În zona aia unde intră spre Baia Comunală și dincolo unde e la dreapta spre gară. Deci trebuie găsite niște trasee. Eu nu cred că buzoianului, dacă i s-ar spune, ar fi o problemă că îl duci 10 metri, 20 de metri în altă zonă. N-ar zice nimeni nimic. Mai ales că e clar când spui că e o soluție și suntem puși în această situație pentru că lucrurile merg din ce în ce mai rău. Am mai văzut și o statistică făcută de un ziar și vă spuneam un pic mai devreme unde noi, Buzăul, ne situăm de un ziar care luase toate orașele cu cheltuielile care sunt făcute de populație pentru servicii. Și Buzăul se situa după București cu prețul cel mai mare la apă canal, cu prețul mare, mai erau câteva orașe, la gunoi, dar cel mai mare, cu mai mare decât Buzăul nu are nimeni, iar la transportul local, 1,50 lei nu mai e un preț mare, e un preț mic. Alte orașe și-au dus prețul biletului la 2 lei. Nu spun că așa trebuie să facem noi, pentru că ce nu e treaba mea. Într-adevăr, dacă exact. S-a majorat tariful la, mă rog, biletul la Transbus. Da. Încep să înjure. Sigur că da, nu cred că... Dar una dintre măsurile prinse în programul acela de rentabilizare prin concesionarea
care a aprobat-o Consiliul Local, era măsura și măsura aceasta. Bun, avem o intervenție telefonică. Bună seara! Da, bună seara, sunteți în direct. Da, verifică, te rog, Costică, dacă mai este domnul pe, la telefon. Da. Bun, încă o precizare de la Camera de Conturi, să se facă analiza posibilităților financiare ale primăriei de a susține gratuitățile acordate și, în funcție de rezultate, modificarea modalităților de acordare a facilităților la transportul în comun urban, ținând cont și de obligativitatea subvenționării numai a activității de transport public și nu a întregii activități, da, a SC Transbus. Da, este o constatare făcută de mai mult timp, cum că la Buzău, în loc să se dea bani Transbuzului numai pentru subvenționarea transportului elevilor și pensionarilor, se merge prin bugetul local, se aprobă plata întregii diferențe de buget. Adică, mă spuneam și mai devreme, dacă societatea prin buget și-a planificat venituri în valoare de X lei și n-a realizat decât 10% din valoare, diferența aia de 90% să fie acoperită din bugetul local. Un lucru care n-am fost de acord la momentul acela când discutam, nu, am cerut chiar să se ia măsuri, pentru că nu e corect așa. Să se plătească pentru la Transbus doar pentru subvenția care se acordă transportul efectiv. Bun, da. Mai încercăm o dată legătura. Bună seara! Da, vorbiți dacă doriți să precizați ceva. Bun. Probleme tehnice, dar nu la noi, cred. Stabilirea modului, încă o precizare, stabilirea modului de transport care presupune costurile cele mai mici. Asta, da, ce a spus și dumneavoastră, funcție de traseele stabilite, da, și așa mai departe. Bun. Efectuarea unei misiuni de audit privind costurile serviciului public de transport și a modului de fundamentare a tarifelor. Sigur. Adică prima oară trebuie să facă un audit acolo. Da. Sigur că da. Și să nu mai mergem pe variante din astea transmise, făcute de angajații, să vină cineva din afară care chiar să găsească și în afară problemelor care sunt acolo, să găsească și soluții, să propună soluții, să facem cumva ca societatea să aducă și bani ca să putem să... Spune-ți, nu. Să okay, putem să modere. Știți, alo, că în povești a treia, da, oară merge. Da. Bună seara! Bună, alo, seara! Da, spune, sunteți în direct. Vă salut, bună seara! Vă salut! Jercan mă numesc. Vă salut, domnul Jercan. Aș vrea ca domnul Barbu să documenteze și după aceea să vorbească. Referitor la ce, foarte domnul? Mult. Deci, după ceea ce spune Curtea de Conturi acolo, să se documenteze foarte bine și după aceea să discute ceea ce discută la televizor. Vă rog să ne lămuriți dumneavoastră, o fac eu pe moderatorul acum și... Deci, Curtea de Conturi a spus așa, să mărim tariful la bilete, la preț, la cetățeni. Cetățenii din Buzău nu sunt cu salarii să suporte un preț de bilet cum doresc dânsii. Una. A doua problemă, mi s-a făcut un calcul, deci primăria nu subvenționează numai numai cetățenii, pensionarii sau elevii. Primăria subvenționează toată populația Buzăului, pentru că un bilet, ca să poată să circule în Buzău, să fie rentabil Transbuzul, după cum a făcut Curtea de Conturi, calculul este 6,62 lei. Putem face un tarif de 62.000 să circule cineva cu autobuzul în Buzău? Toate, știți ce vă spun eu, domnul Jercan, la începutul acestui raport, cred că dacă l-aș ședit și dumneavoastră și poate ați fost și de față, la începutul... Da, l-am pe masă. Ia, da, păi l-am ați văzut ce scrie, citiți la început acolo și vedeți ce spune, că v-ați pus de acord, sau primăria Buzău s-a pus de acord cu Camera de Conturi, la început, în, nu știu, în luna, la decembrie, dacă nu mă înșel, și tot ceea ce s-a scris aici a fost însușit de reprezentanții primăriei. Asta fără... Una este să... Una este să ți-o însușești, una este să o pui în practică ceea ce vrea Curtea de Conturi. Deci eu le-am spus dintotdeauna, mie nu mi-e frică de ei, că n-am furat de acolo, n-am făcut nimic. Păi stați un pic, domnul Jercan. Dar ceea ce aberații aduceți acolo dumneavoastră acum pentru cetățenii din Buzău este o mare greșeală. Curtea de Conturi nu a spus că autobuzele buzoienilor să nu circule pe traseele principale.
a spus chiar pe cele principale și rentabile. Deci așa a recomandat. Păi, ia, păi asta citiți ce spune, că asta spunea centru, și domnul Barbu. Exact. Asta nu spune să evit centru că nu vă plac dumneavoastră autobuzele, domnul Barbu. Nu, asta spunea și domnul Barbu. Eu am spus că sunt zone și nu am dreptate. Acolo când se merge, o să ia la stânga spre Baia. Și nu spun că trebuie evitată zona, dar trebuie găsite soluții. Nu, domnule, avem șoferi specialiști care nu am avut accidente și știu să conducă prin toate părțile. Dar de ce n-ați propune? Accidente au și fost, chiar două în ultima perioadă, domnul Jercan. Accidente, ce accidente am avut, domnule? A căzut cineva în autobuz, o bătrână, că nu s-a ținut și n-a pus nicio frână, pur și simplu, ăla e accident? Da, a picat, a leșinat că avea emoții, că nu plătește biletul de la transbus și a leșinat. Nu s-a întâmplat nimic, n-a fost o mișcare bruscă a șoferului. Dar nu generalizez, domnul Jercan, dumneavoastră ați spus mai devreme că nu ați furat bani de la transbus. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că asta nu ar fi bani, fost... Nu bani, nimic. Bun. Că nu ați furat nimic de la transbus și sunt perfect de acord cu afirmația dumneavoastră pentru că ar fi fost ceva penal. Dar camera era de anchetat destul. Era anchetat de mult dacă corect, era. Dar tot camera de conturi pe care o invocați dumneavoastră că în această chestiune va imputa o sumă. Da, eronat. Pentru că în acel păi raport... De ce o dați înapoi? În... Cum? De ce dați banii aceia înapoi dacă e eronat? Nu, mă judec cu ei și acum. Păi da, dumneavoastră... Pentru că auditorii Curții de Conturi, în loc să scrie în raportul de control exact cum spune ordonanța 79, contractele de mandat încetează, eu neavând contract de mandat, având contract de management, că am fost la concurs, auditorii Curții de Conturi au pus per management. Deci au completat legea, ordonanța, cu ce drept? Bun, și cei de la Curtea de Conturi de data aceasta? Adică vorbim de cei de la centru, la fel de orbi sunt când citesc legea? Păi nu, la Curtea de Conturi acum mai sunt niște documente respinse pe la primărie care, să vedeți și ea ce răspuns dau. Spun, domnule, Curtea de Conturi nu mai dă niciun câștig de cauză la nicio contestație. Cum adică? Dacă o dai câștig de cauză că vrei sau nu vrei, trebuie să respecti legea, domnule, să dai răspuns. Bun, astea că sunt... Ei au dreptul să scrie ce vor. Nu e chiar bun. Așa. Bun. Domnul Jercan, acum că tot ați sunat și foarte bine, mie îmi pare rău că nu ați venit în studioul nostru când era cazul să veniți, dar eu vă lansez și pe această cale o invitație să avem o discuție de o oră aici în studio cu problemele de la transbus. Nu, înainte de deci a vă întreba... Să știți dumneavoastră că la transbus nu sunt probleme. Da, sunt convins. Păi cum, domnul, stați un pic, cum nu sunt probleme? Păi, domnule, să discutăm care, că totul care, este perfect la transport. Dar de ce e o societate care are nevoie de atâția bani de la primărie? De ce nu avem un transport care să ne asigure o prioritate mai mică? Adică să avem autobuze mai multe pe trasee? Și a treia chestie. Sunt vinovat că, eu sunt vinovat că nu s-au cumpărat autobuze. Eu v-am spus de societate, nu dumneavoastră, că nu v-am nominalizat. Cu ce este societatea vinovată că nu s-au cumpărat autobuze? Am dat anul trecut 5 licitații, anunț de 5 licitații se cumpără autobuze. Nu a venit nimeni la licitație pentru motivul că nu erau ratele achitate la zi, răi platnici în biroul de credit. Deci nu sunt probleme la transbus. Păi, până la urmă, problemele deci astea ale cui sunt? Transbus, înțelegeți? Problemele astea sunt ale Consiliului Local care nu au dat banii necesari. Bun, no. domnul Jercan, în condițiile în care dumneavoastră spuneți și repet, nu vă contrazic, dar eu v-aș întreba ceva. De ce considerați dumneavoastră că ați avut dreptul de a beneficia de acele prime care și în timp de criză și în orice situație Domnule, este un contract de management. Nu, eu v-am întrebat cu totul altceva, domnul Jercan. Deci, nu cu contractul de management. Am întrebat direct de ce considerați dumneavoastră că ați meritat acea sumă, acele prime, care, în condiții, repet, și de criză, spuneați dumneavoastră, îmi plângeați pe umărul celor care sunt într-adevăr amărâți și care nu își permit mai mult de 1,5 lei. Dar, tot prin prisma asta, aceia amărâși, ce-au considerat ei așa când au auzit că dumneavoastră vă trageți primă? Stai liniștit. Vă rog. Liniștit, că nu am luat acei bani. Acele sunt... Păi, înseamnă că cei de la Camera de Conturi... Comentarii. Mint cu desăvârșire, domnule, ăia de la Camera așa de Conturi. Așa este în România. Ăia de la Camera de Conturi sunt... Deci scriu ăia au fals în acte, adică scriu negru pe alb că dumneavoastră ați beneficiat de prime
Și noastră spuneți că nu e adevărat. Domnul Jergan, când veți spune nu, dumneavoastră... Dar răspundeți-mi, vă rog frumos, domnul director. Răspundeți-mi la întrebare. De ce considerați dumneavoastră că ați meritat acele prime? Nu este adevărat. Nu, încă o dată, cum nu este adevărat? Nu este adevărat. Păi bun, îmi răspundeți prima dată, îmi răspundeți... Dacă vreți să discutăm, auziți domnul, dacă vreți să discutăm de ceea ce spune acolo, nu e adevărat nimic din urmă, nici în continuare nu s-a făcut așa ceva, dacă vreți să discutăm pe ceea ce aveți în față. Domnul Jercan, deci dacă dumneavoastră ați intervenit, îmi permit... transportul comun în Buzău, care e perfect. Bun, deci noastră evitați să dați un răspuns la o întrebare... Eu, dacă vrea domnul Barbu, îmi bag demisia mâine să vină nu, domnul director. Nu, Doamne ferește, dar nu-l băgați încă o dată. Deja am mutat acest dialog și eu v-am întrebat dacă dumneavoastră doriți să-mi răspundeți la întrebare de ce ați meritat aceste prime, bine, nu. Nu am, și vă... am mai spus. Bun, dar dumneavoastră, acum câteva secunde, domnul Jercan, dumneavoastră, ați spus cu subiect și predicat, când eu v-am întrebat prima dată, că e vorba de contractul de management. Deci puteați să-mi spuneți de prima dată că nu am beneficiat de aceste prime. Dar dumneavoastră îmi răspundeți, contractul de management. Deci vă asumați faptul că ați beneficiat de prime. Contractul de management cu totul altceva care dumneavoastră n-ați înțeles. Domnul deci, Jercan, eu v-am întrebat... Ceea ce întrebați dumneavoastră nu s-a întâmplat. Vreți să vă discutăm în continuare de transportul n-ați comun beneficiat în Buzău sau vă interesează aiurel? N-ați beneficiat de prime? Bine, la revedere. Bun, o seară plăcută vă dorim și dumneavoastră. Și în continuare avem către dumneavoastră, domnul Jercan, lansată invitația când doriți dumneavoastră la orice oră să veniți în studioul nostru și să spuneți că nu ați avut parte de prime de, în valoare de peste 50.000 de lei. Noi ăștia sunt. Da. Da? Și că aia de la Camera de Conturi când au scris rapoarte despre dumneavoastră au mințit. Deci au mințit efectiv că dumneavoastră ați beneficiat de prime sau de bonificații. Dânsul a completat. Nu i-am luat eu. Da. Nu, dar cine o fi luat? Bun, e și asta, domnule, să facă un denunț, domnule, dacă nu i-a luat dânsul. Dacă i-a luat altcineva, s-au dus în altă parte banii ăștia, e o altă problemă asta. Da, bună seara, avem o intervenție telefonică. Bună seara! Alo? Da, bună seara! Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Alo? Da, sunteți în direct, vă ascultăm. Dumneavoastră mă auziți acolo, dar eu nu vă aud în telefon deloc. Bun. Acum am dat telefonul și regizorul un pic mai tare și vă aud și eu acolo. Sunteți în direct, vă ascultăm. Am intervenit ca să vă spun că îl felicit pe domnul Jercan pentru activitatea de fustă la Transbus Buzău. A creat o societate modernă, un transport în comun modern cu care Buzău se mândrește. Asemenea, manager e bine să existe în toate județele și în toată țara dacă se poate, pentru că de ei avem nevoie. Sunt școlarizați în vechiul regim, au antecedente foarte bune, au făcut treabă bună și atunci, în vechiul regim, și continuă și astăzi aceeași activitate. Pentru domnul Barbu, chiar așa... Vă întreb ceva. Cum ați constatat? Până la capăt. Mă auziți? Chiar așa să-l aduceți în stare să promită că își dă demisia? Oare suportă orașul ăsta o demisie a domnului Jercan? Avem noi nevoie în momentul de față să... Pe asta mă gândesc și eu. De asta l-am și rugat să nu cumva să plece de acolo. Păi Doamne ferește! De la consiliul local? Păi da. Pentru că erați un consilier al opoziției care era ca un ghimpe în spatele puterii și trebuia scos ghimpele ca puterea să poată să miște. Pentru că la rândul ei această opoziție speră să fie putere și nu vrea să vină cu ghimbele ăsta în spate. Și atunci v-au extras. Păi da. V-au extras și acum se bucură și ei, ce zice, băi, chiar dacă venim noi la putere cu funcția, dar domnul Barbu nu o să mai fie, așa că atunci suntem obligați să-l ascultăm dacă era la noi. Dar a început să-mi fie frică când mă gândesc că domnul Jercan, dacă mai apar vreodată, chiar își dă demisia. Doamne ferește, eu n-aș vrea să-și dea demisia pentru că eu îl apreciez foarte mult. Încă din frate de copilărie la preghetă, când aveam părul foarte mare, așa, și îmi plătea să mă cert o milițenie pe stradă când mă întrebau de ce nu mă duc. Și văd că dânsul continuă activitatea și în ziua de astăzi și sper să o schimb așa, pentru că vă dați seama, 12 salarii poate împotate. Nu e adevărat, n-auziți. Nu, eu cred că n-ați fost atent la ce a spus domnul director Jercan. Nu a primit banii ăștia. Nu, eu n-am spus lucrul ăsta. A spus că a primit banii conform legii.
Înțelegeți dumneavoastră? Nu, și după aia a negat că i-a primit. Nu, el n-a negat. El a negat că n-a primit bani din condițiile care l-a pus în controlul curții de conturi. Da. Nu, eu, întrebarea mea a fost foarte clară. Dacă a meritat prima respectivă, dacă a meritat primele respective. Pentru management extraordinar, pentru că ați observat, a dat concurs, domnul Jertan. Da. Da. Deci n-a venit oricum acolo. Mulți dau concurs. Cum îi pregătit, de vă dați seama. Da. Nu, adică, și baba aia care a căzut în autobuz, o să-și ia răspunzi la domnul Jertan. Acum, păi așa mă gândeam, în momentul în care a spus domnul Jertan că, domnule, s-a dezechilibrat, adică... Da. Da. Și, baba, săraca, și mai era un caz, ca să fim corecți până la capăt, mai era un caz cu un pieton accidentat. Dar nu, și am și zis în momentul ăla, nu vreau să generalizez, sunt prieten cu foarte mulți șoferi de la Transbus și... Să nu ne ducem la șoferi. Da, aș vrea să-l întreb pe domnul Jercan, dar dacă a închis, asta este, știți cum sunt e. Sunt oameni, să nu vă gândiți că dacă domnul Jercan erau 12 salarii și șoferii erau 12 salarii. Nu e chiar așa. Bun, mulțumim. Am o singură întrebare, domnul Barbu. Da. Știți componența Consiliului de Administrație de la Transbus? Dacă nu mă înșel... Există vreun membru și din opoziție acolo? A, nu, categoric nu, dar nicăieri, nu numai... Categoric nu. Categoric nu. Nu e adevărat, domnul Barbu. Păi ziceți-mi nume. La APA, la APA există. Asta cu căldura există. Știți ce mi-a zis domnul primar la un... La piață există, da. La urbi. Sunt și acolo și de la opoziție, domnul Barbu. Mi-a zis domnul primar așa, zice: domnul Barbu, aveți dreptate, domnule, dar vedeți că legile astea cum au fost date, nu aveți dumneavoastră dreptul să fiți în Consiliul de Administrație, numai cei din primărie, angajații primăriei, atât. Eu nu. Ați înțeles, vedeți? Acum asta cu dumneavoastră. Da. Mulțumim pentru intervenție încă o dată. O seară plăcută vă dorim. Uite, sunt și oameni care îl apreciază. Nu? Da, avea niște ghilimele puse... O ironie interesantă. Da. Categoric. Bun. Domnul Barbu, ne-am întins foarte mult, deși vorbesc la modul cel mai serios, fără a fi ironic, mi-ar fi plăcut ca domnul Jercan să fie bărbat până la capăt, dacă tot a intervenit, să rămână într-un dialog cu noi. Dar asta este, niciun fel de problemă. În loc de concluzie, domnul Barbu. Da. Să se pună în aplicare raportul Camerei de Conturi, așa cum au fost de acord și reprezentanții primăriei și cu asta, după părerea... Deci raport în care spune domnul Barbu, apropo de lucrurile acestea, că și anume mini-parlamentul local, mă rog, Consiliul Local, la aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli al societății Transbus, să stabilească și alți indicatori de performanță care să stimuleze cointeresarea managementului societății. Sigur. Adică la ce se referă? E clar că tot ceea ce s-a făcut până acum, s-a scris în acel, la începutul fiecărui an și nu numai la contractul de management, s-au prevăzut acolo niște criterii de performanță. Criterii de performanță care, și din ce știu eu, mai mi-aduc aminte, nu au fost niciodată îndeplinite. E clar că mai trebuie ceva pus pe lângă ceea ce a fost scris deja, în așa fel încât să avem o activitate acolo. Vă mulțumesc, domnul Barbu, pentru prezență și pentru comentariile făcute în legătură cu acest raport. Îi mulțumim și domnului Jercan că a intervenit și, repet, îl așteptăm în studioul nostru oricând dorește să vină dânsul, să vorbim despre cât de frumos este la Transbus, de ce cad pereții de la sediu și în ce condiții cad pereții, în condițiile în care s-au făcut niște investiții pe acolo. Știm mai multe, domnul Jercan, dar nu este nicio problemă. Avem tot timpul, de-abia început anul și, repet, puteți oricând să veniți aici la noi ca să avem o discuție tete-a-tete. O seară plăcută, la revedere!